Suntem din nou în direct de aici, de la Phoenix, Arizona, unde are loc un eveniment deosebit, un eveniment de excepție, spunem noi, Convenția 49 a Bisericii Medico-Stare Române din Statele Unite și Canada. La această convenție vin nu doar din Statele Unite și Canada, ci și din alte părți ale lumii, pot să spun așa, din Europa, din România, Australia. De data aceasta avem doi invitați, primul din România, este vorba de pastorul dr. Nelu Brie, rector al Institutului Teologic Pentecostal. Ne bucurăm să ne revedem. Bine v-am găsit, mulțumesc frumos pentru invitație. Mare plăcere. Și pastorul dr. Ioan Sas din Canada, pastor în Canada. Și vă spun, bine v-am regăsit. Cum se face că sunteți la această convenție? Și unul și celălalt. În primul rând, mă găsesc aici ca să reprezint Institutul Teologic Pentecostal, acest foarte important eveniment al diasporei române din Statele Unite și Canada. Și sigur, sunt aici ca să îmi aduc mica mea contribuție la organizarea acestui eveniment prin participare cu un seminar. Da, chiar a fost menționat de către pastorul coronator. Dacă vreți să repetați ce temă aveți la seminar? Vom avea un seminar pe tema familiei, familia creștină în așteptarea parusiei, a venirii Domnului. Și dumneavoastră? La mine de acum este o prezență obișnuită, reprezint... Obligatorie. Și obligatorie. Reprezint Biserica Romanian Christian Fellowship din Kitchener, din Canada. Dar, în același timp, partener și la Institutul Teologic Pentecostal cu fratele Nelu și eu voi susține un seminar. Ce temare? O să vorbesc despre socialismul cultural, neomarxismul, despre deci contextul dar provocările contemporane în așteptarea parosiei. Ne-a spus că sunteți colegi la institut. Dacă bine voiți să ne spuneți, sunt unii din România, chiar dacă e ora 3-4 noaptea, care ne urmăresc și alții din alte părți, ar vrea să știe de unde vă trageți și apoi sunt curios cum v-ați luat doctoratele și cu ce temă. Da, voi începe eu. Eu mă trag din părțile Sibiului, m-am născut în Arad, aproape de graniță, la Șeitin, am copilărit în Bihor. După ce am terminat cursurile Institutului Teologic Pentecostal, am mers la Sibiu, unde locuiesc și acum, acolo sunt pastor în Biserica Emanuel, iar din 99 până în prezent servesc și în mediul universitar, predând teologie. Doctoratul l-am luat în domeniul teologiei Noului Testament, împreună cu profesorul Hans Klein de la Institutul Teologic Protestant din Sibiu, iar teza a fost pe Evanghelia după Marcu, secretul mesianic în Evanghelia lui Marcu. Eu sunt beclenar, unde am crescut până și am trăit până pe la 26 de ani. Trebuie să traduceți expresia, că nu cred că v-au înțeles tot beclenar. Ce adică înseamnă? Din Beclean, acolo pe Someș. După ce am absolvit institutul, am păstorit pentru vreo 6 ani în Oradea și apoi am plantat biserica în Kitchener. De vreo 10 ani predau... Când ați venit? În 2006. Am plantat biserica Romanian Christian Fellowship, biserică frumoasă, cea mai frumoasă biserică din Canada. Și de 10 ani slujesc și la institut ca profesor asociat. Doctoratul l-am făcut cu părintele Tofană la Babeș-Bolyai în Cluj. La Credo de câteva ori. Da, un profesor deosebit, un om deosebit. Și tema, sunt biblist și eu ca și fratele Nelu, eu am scris pe 1 Corinteni, tipologia ale conflictului, deci pe ideea de conflict și soluțiile pauline. Se mai întâmplă și în biserică conflicte. Nu. Păi, o teză teoretică. Cu totul abstractă, desprinsă de realitate. Da. O să vă pun o întrebare capcană. Pe când vă întorceți înapoi în România? O să, după emisiune, o sunt pe nevastă mea. Răspund eu. Aveți vreo... Da, pe 25 parcă era, nu? Nu, în 18. În 18. Peste 3 săptămâni. Da, peste 2 săptămâni jumătate. Da. Cum priviți acest eveniment, convenția, și ca persoană care faceți parte, practic, din... Mă rog, convențiile sunt pentru americani și canadieni, pentru nord-americani, da. Așa? Dar și așa, ca
om ca pastor care veniți aici, de câte ori, cam la câte convenții ați fost, dacă le-ați numărat? De 11 ani păstoresc, cred că e a 8-a sau a 9-a convenție la care particip, la două n-am reușit să ajung. Bun, pe lângă faptul că e cel mai mare eveniment românesc al diasporei, are o încărcătură aparte. Fiecare e un eveniment unic, chiar dacă aparent formatul se repetă de la un an la altul, este o experiență unică, dincolo de aspectul social. Are încărcătură spirituală. Deci merită să nu lipsești niciodată. Merită să nu lipsești. Acum de anul trecut sunt și parte din Consiliul Pastoral al Convenției, făcând parte din executivul Church of God. Văd lucrurile și mai din interior, înțeleg mai bine dinamica, văd rostul convențiilor mult mai bine din poziția asta. Dacă tot e convenția americanilor și a canadienilor, cum de n-ați tras convenția dincolo de Grandia? Planificăm, chiar am vorbit săptămâna trecută, acum două săptămâni, cu pastorul Corneliu Bărsan de la cealaltă biserică, din Kitchener, și am început să plănuim astfel încât prin 2021, dacă e posibil, să reducem, pentru că a doua convenție, în urmă cu 48 de ani, în urmă cu 48 de ani, prima convenție a fost la Detroit, a doua convenție a fost în Kitchener. Deci încercăm după vreo 48 de ani să o ducem, de fapt vor fi atunci 52 de ani, să o ducem înapoi în Kitchener. De două ori a fost în Kitchener. A patra. Sau a patra. Deci Detroit, Chicago, Detroit și apoi Kitchener. A patra, și a mai fost 72, în Kitchener, probabil că da. În 81. Am înțeles. Cum vedeți convenția de pe tărâm românesc? Eu sunt la a doua convenție. Nu mai. Da, e pereche. Anul trecut am fost prima dată, cum este a doua oară. E un eveniment pe care îl apreciez foarte mult, dincolo de faptul că românii din comunitatea penticostală, în primul rând, din diaspora din Statele Unite și Canada, sunt împreună, vorbim de o consistentă părtășie duhovnicească în jurul Evangheliei, în rugăciune, în închinare către Dumnezeu, și unitatea creștină, simțirea creștină, creștin-românească, este subliniată la aceste întâlniri. Da? În opinia mea, acest eveniment este unul dintre evenimentele în care este subliniată ternic identitatea românească pe aceste meleaguri. Se vorbește limba română, se cântă în limba română, se predică în limba română, este citită Biblia în limba română. Un asemenea eveniment trebuie privit și din perspectiva perpetuării culturii românești în Statele Unite și Canada. Și acum o întrebare mai delicată, așa. Anul trecut, când ați fost la convenție, ați spus ceva care unii n-au putut să înțeleagă și să aprecieze, cum că ar trebui copiii și comunitatea românească de aici se orienteze și spre limba engleză. Și acum vorbiți de limba română. Cum le împăcăm? Foarte bine. Trebuie să le știm pe amândouă. Eu mă confrunt direct cu aspectul ăsta, pentru că copiii noștri s-au născut aici, sunt scufundați, gândesc. Și care e soluția atunci? Programe în limba română sau limba Soluții engleză? Perfecte nu sunt. Sunt soluții adaptabile. În primul rând depinde care e focusul, care e targetul bisericii. Acum, biserica e solidă atunci când oamenii, familiile solide în biserică, și ăsta e segmentul vârstei medii. E și așezată și dinamică. Copiii sunt scufundați în limba engleză. Părinții celor de vârstă medie vorbesc limba română, deci noi ar trebui să găsim o variantă de compromis. Mulți păstori se inspiră din modelul pe care l-am adoptat noi. Noi avem serviciu împărțit. Avem doar limba română, serviciu, da? Doar limba engleză, serviciu. Atunci, și deja răspundem chiar și, da, și putem, noi deja răspundem societății canadiene, am o grămadă de membri canadieni în biserică deja, care uneori vin și la serviciu de limbă română cu traducere directă, dar toți sunt la segmentul de serviciu deci de limbă engleză. Trebuie ținut seama și de realitatea de cealaltă. Asta e realitatea, e dureroasă, grea, da, dar trebuie să facem față. Să ne referim puțin la temă. Cum apreciați frecvența acestei teme? N-am numărat, dar o voi face până încheiem, mă rog, interviurile și așa. De câte ori a fost o astfel de temă pe parcursul convențiilor? Venirea Domnului. Cum vi se pare această temă stabilită pentru această convenție? Nu am urmărit cu atenție temele conferințelor anterioare, convențiilor anterioare.
Sigur că abordarea acestui subiect este tare potrivită și de la an la an este tot mai potrivită. Biserica trăiește într-o continuă așteptare. Biserica este un popor care așteaptă. Mântuitorul Hristos a spus, iată, eu vin curând, răsplata mea este cu mine. Ori a vorbi despre venirea Domnului, a ne aduce aminte de nădejdea noastră, de frumoasa noastră nădejde, a trăi în perspectiva venirii Domnului, a fi oameni gata și mereu pregătiți pentru a întâmpina pe Mântuitorul nostru, este un lucru mereu actual. Sigur că, dincolo de, să zic, acest adevăr general care potrivește fiecare generație și a potrivit fiecare generație, vremurile în care noi trăim subliniază cu un accent aparte urgența și actualitatea acestui subiect. Ne amintim de ceea ce Mântuitorul anunța ca fiind trăsăturile vremurilor de pe urmă și parcă nici într-o altă generație, de la Mântuitorul până acum, n-au putut fi atât de bine observate și de conturate. Chiar în timpul vieții unui om, ce timpul vieții unui om? În ultimii 10 ani, atât de evidente și de clare și la nivel, la nivel internațional. Cred că subiectul este subiect de actualitate, este binevenit, este foarte necesar, este important și cu atât mai mult este important cu cât, cum să zic, viața cu provocările ei, cu tot ce presupune cerința zilei, tumultul ei, ne atrage, ne prinde ca într-un carusel și riscăm să ne abatem atenția de la ceea ce este esențial, aruncați așa în iurușul vieții, prinși cu tot felul de probleme de zi cu zi, cu munca, cu lupta pentru existență, cu problemele zilei, ce să zicem, curentul acestui materialism, s-a vorbit despre materialism aici, despre neomarxism și mai departe. Trăim vremuri foarte complicate. Ori în aceste vremuri complicate, mesajul despre venirea Domnului are menirea să ne ridice privirile de la pământ înspre cer, spre Dumnezeu spre veșnic. Și să trăim în așteptare. Da? Și poate că o nuanță. De exemplu, în 2006, tot aici la Phoenix, Arizona, tema a fost în așteptarea mirelui. Da. Acum, parafrazând puțin, ar fi în așteptarea Domnului. Cum vedeți și aceste? Eu am două observații legate de tema. În primul rând, asta e finalitatea tuturor lucrurilor. De asta ne-am întors la Domnul, ăsta e sensul vieții, aici se asta concretizează totul. Blessing, hope, fericită noastră nădejde. Pentru asta facem tot ce facem, suntem ceea ce suntem. În a doua rând, a doua observație, bucuria mea ori de câte ori un subiect de genul ăsta, într-un context atât de important ca și o convenție, este următoarea. Niciodată n-a fost abordat speculativ, ci întotdeauna a fost abordat motivațional. Și practic. Și foarte practic. A fost o încurajare. Ne uităm spre răsplătiri, cum zice Scriptura, știm ce ne așteaptă și cine ne așteaptă. Totul să mergem puțin la speculativ și revenim noi cu mire și domn mai târziu. Oare în Sfânta Carte doar semnele revenirii Domnului ies în evidență și ele se vede că se accentuează, se multiplică, vin toate deodată, că în Luca 21 zice că când veți vedea toate aceste lucruri? Sau cum v-am putea deduce că nu putea fi vorba de venirea Domnului în perioada apostolilor, deși unii s-au așteptat, sau în anul 500 sau 1000 sau 1500 Luther a crezut că vine în viața lui Domnul, ci cam acum în perioada asta, dinspre a doua înspre a treia mie de ani. Cum vedeți așa? Știu că profesorii universitari nu le plac speculațiile, dar întreb. Da, nu. Nu? Vă plac? Sigur că sunt texte în Noul Testament care subliniază ideea de amânare a parusiei. Spre exemplu, în Evanghelia lui Luca avem o pildă care este introdusă de evanghelist cu o mică notă editorială. Iisus a spus această pildă pentru că unii credeau că împărăția se va arăta îndată. Și acolo a fost introdusă deja ideea de amânare a parusiei. Deci avem amânarea aceste după texte. Gândirea umană. Sigur. Da. Deci Evanghelia este scrisă deja, vorbim de anul 70, anul 80,
la 40 de ani după înălțarea la cer a Domnului nostru, și sigur că s-a ridicat această întrebare: de ce n-a venit până acum? De ce până acum n-a venit Iisus? Iată că au trecut 40 de ani. Apoi această preocupare apare mai ales în Epistola către Evrei. Prima generație de creștini muriseră, mulți dintre apostoli aveau parte de la necazuri, persecuții. Erau persecuții și din nou s-a pus întrebarea: unde este fericita noastră nădejde? Unde este făgăduința venirii Lui? Exact aceeași problemă apare în Epistola 2 Petru. Deci vorbim aici de frământarea unor creștini din generația a doua, părinților, apostolii și, mă rog, prima generație de creștini deja sfârșiseră alergarea pământească, erau la Domnul, iar cei care au rămas se întrebau: chiar vine? Da? Și cu această întrebare în minte și-au adus aminte de cuvintele Domnului, de predica lui Iisus, și au regăsit în ea, în predica lui Iisus, aceste sâmburi, aceste învățături care, cum să spun, pe de o parte vorbeau despre iminența venirii Domnului. Fiecare creștin trebuie să accentueze, să creadă că venirea Domnului vine în timpul vieții sale. Și dacă îmi permiteți doar o paranteză, se pare că Domnul Iisus a alimentat această idee de a te aștepta că vine, spunând de exemplu lui Petru: dacă eu vreau ca el să trăiască până voi reveni eu, ce-ți Ioan, pasă? Ce-ți pasă ție? Deci, da. Deci asta vreau să spun, aici este o tensiune. Pe de o parte iminența, fiecare creștin are datoria să îl aștepte pe Iisus în timpul vieții sale, și pe de altă parte un plan al lui Dumnezeu mai mare, care ne permite să vedem că venirea Domnului este, poate să aibă loc în următoarea generație. Poate fi în timpul vieții noastre, poate fi mai târziu, nu știm, noi trebuie să așteptăm gata. Și aici subliniau un gând: așteptarea creștină nu este o așteptare pasivă. Noi nu așteptăm ca trenul, ca pasagerul trenul în gară sau în aeroport. Uneori în aeroport mă uit la oameni, se uită în gol, se plictisesc la ceas, în bârț, nu fac nimic, așteaptă plictisiți. Uitați-vă, vă rog, într-o stație de autobuz sau într-o stație de, într-o gară, cum așteaptă oamenii. Există o cum să zic, ca o așteptare stare resemnată, de reverie, așa. Ai impresia că oamenii nici nu mai gândesc în acel moment. Sunt blocați, așteaptă. Așteptarea creștină este o așteptare activă. Noi așteptăm în ogor, cu picioarele așezate în viacul acesta și cu povestea lui, iar în același timp, din această așteptare ne ridicăm spre slava lui Dumnezeu. Ce părere aveți despre Osea 6:2? Vă voi da viața în două zile și a treia zi veți trăi înaintea mea. Ne duce spre a treia mie de ani de la moartea lui Hristos? Sau? Tipul meu nu-i să interpretez foarte numerologic profețiile, dar o să revin imediat. Da, vreau doar să leg puțin ideile. Este foarte clar că vremurile sfârșitului au început cu înălțarea Domnului. Deci vremurile sfârșitului n-au început în 1900, nici în 1950. Toată dispensația bisericii înseamnă vremurile sfârșitului. Domnul Iisus vorbește din urmă. Vorbește în vremurile de pe urmă. Da. Domnul în Luca, de exemplu, vorbește despre zilele de pe urmă. În 1 Ioan deja Apostolul Ioan vorbește despre ceasurile din urmă. Dacă s-ar scrie acum iar, ar trebui să scriem despre minutele, secundele, fracțiunile. Foarte interesant gând. Dar o să surprind aspectul ăsta chiar sâmbătă la seminarul pe care o să-l susțin. Oricum, eu mă duc și am înțeles, există două elemente fundamentale în așteptarea venirii Domnului, ca și caracteristici ale revenirii. Pastorul Brie vorbea despre iminența venirii, oricând, și despre spontaneitatea venirii, pe loc. Nu o să mai fie timp pentru într-o nimic clipeală atunci, de într-o ochi. Clipită de ochi. Iminența și spontaneitatea venirii. Totul va fi fulgerător. Astea sunt două elemente care pe mine mă interesează în ceea ce privește venirea Domnului. Sigur, de aici încolo putem să intrăm în profeții deja. Un lucru pe care l-am observat în toate profețiile, atât vechi testamentale, cât și în pasajele nou testamentale care vorbesc despre revenirea Domnului, în general, profețiile despre revenirea Domnului sunt profeții secvențiale.
Vorbesc despre mai multe evenimente care au o legătură unele cu altele. Fie eliberarea, dacă mergem și în Daniel 9, de exemplu, fie eliberarea poporului, nou, rezidirea templului. Cheia, Daniel cheia, 9, 24, 27. De aici pornește înțelegerea săptămânile. Credeți că a rămas a 70-a săptămână încă de derulat, nu? Sau cum? Da, ideea e să nu, cum putem să numărăm jubileele pe care Israel nu le-a mai sărbătorit, că aici e cheia și atunci aici, aici pierdem bine, noi timpul. Bine, nu e vorba de a stabili un an, ci doar sigur, o vreme, deci da, o zonă. Un timp metaforic, da. Vorbind, sezoane, etape. Da. Dar toate profețiile și Matei 24-25 vorbește de succesiuni de evenimente. Elementul cheie în profețiile despre venirea Domnului este punerea împreună a evenimentelor Israelului ca națiune, a bisericii și a împărăției și a revenirii Domnului Iisus Hristos. Deci sunt trei colectivități pentru care Dumnezeu are planuri diferite. Deci biserica, Israelul și specială pe care trebuie să o urmărim. Neamurile. Nu putem să ne permitem să interpretăm. Cum sunteți, cum evaluați predarea disciplinei sau, mă rog, a învățăturii despre revenirea Domnului la institut sau la școlile biblice în general? Că, spre exemplu, rugăciunea, suntem cam tributari, nu știu dacă la ITP se predă despre rugăciune, dar în mare, da, în multe școli nu prea se predă. Avem un curs de semestru, principiile și puterea rugăciunii. Mă bucur că știți că unele școli nu au așa ceva. Nu, sunt și rugăciune. Două, trei serii citit, pe săptămână. Am citit ce spunea Leonard Ravenhill despre atitudinea unor școli biblice față de rugăciune. Și mi-am însușit mustrarea. În școala noastră am introdus și practica rugăciunii, dar și studiul teologic aprofundat a ce înseamnă rugăciune. Acum, legat de întrebarea pusă cu felul în care ne relaționăm la escatologie, sigur că escatologia este cercetată. În orice școală de teologie, subiectul acesta trebuie să fie cercetat și este cercetat. El se încadrează în teologia dogmatică, teologia sistematică, de asemenea și când se fac studii pe anumite cărți, în exegeză, sau teologie biblică, pe anumite cărți ale Noului Testament, subiectul intră în atenție. Este un subiect de interes și este aprofundat. Cum răspundeți la acuzația, să zic așa, care se aduce unor evanghelici, cum că nicăieri nu scrie în Biblie că Domnul Iisus va veni în două faze. Și totuși noi considerăm, dacă luăm în calcul răpirea, chiar am urmărit pe internet un mesaj al dumneavoastră despre răpire în faza de documentare, considerăm că Domnul va veni în două faze. Vă rog. Dacă îmi dați voie, din perspectiva înțelegerii pe care o am, cred așa, venirea Domnului va fi în două faze. Răpirea bisericii, apoi un necaz, necazul mare, și apoi revenirea în vederea așezării împărăției și așa mai departe. Sigur, nu dezvoltăm acum întreaga structură teologică a acestui concept. Dar vreau să subliniez aici ceva. În încheierea unui studiu mai amplu pe acest subiect, Biserica Emanuel, în care slujesc, am avut un ciclu de aproape 70 de mesaje, seriile de joi, cu mici pauze, au fost acest ciclu de studiu biblic. În final, am avut o concluzie. Concluzia, și cred că acest punct este foarte important pentru toată dezbaterea. Am afirmat că 100%, Iisus Hristos este Domnul. 100% Domnul Iisus a murit pentru păcatele noastre, 100% iertarea păcatelor și mântuirea se face în numele Lui, prin harul Lui, prin credință. 100%. Că venirea Domnului are loc în două faze. Că răpirea bisericii este înaintea necazului cel mare. 98%. Sunt texte în Scriptură în dreptul cărora trebuie să mai cercetăm. Și care par a plasa cele două evenimente concomitent. Când, deci, când e vorba de escatologie, când e vorba de viitor, nu trebuie să fim extrem de dogmatici. Flexibilitatea, cred eu că trebuie să-și aibă loc. Această flexibilitate lasă loc dialogului. Nu mi-aș da viața pentru a afirma o anumită poziție escatologică. În schimb, aș plăti cu viața pentru adevărul, Iisus Hristos este Domnul. Am auzit pe cineva,
care vorbea despre venirea Domnului pretribulaționist, deci înainte de tribulație, înainte de cazul cel mare. Și altcineva zicea că la mijloc și l-a întrebat unul pe celălalt, zice, să mor tu până în primăvară dacă nu vine Domnul înainte de recazul cel mare. Deci nu poți să pui problema de Maria asta. Da. Mai avem, Tozer spunea, fericita noastră nădejde versus nefericita noastră curiozitate. Ce ați putea să spuneți despre... Dacă îmi dați voie, vă rog să spuneți ceva aici. Într-unul dintre mesajele la care am făcut referință, l-am ținut duminică, duminică seara. Am anunțat duminică dimineață, am spus, stimați credincioși, vă rog frumos, pe seară să veniți la biserică, vom aprofunda un subiect foarte interesant și foarte important. Vom afla răspunsul la întrebarea, când va veni Domnul? Răspunsul pe seară la slujbă. Ce să vă spun? Oamenii au venit curiozitatea. Da? Sigur că trebuia să dau un răspuns. Și răspunsul a fost cu cuvintele Mântuitorului. Când nu vă gândiți, nu? 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 Domnul Iisus a spus primului răspuns. Cu privire la ziua și ceasul acela nu știe nimeni. Apoi ne-a avertizat să ne ferim de cei care știu. Deci sunt unii care pretind că știu. Iată-l aici, uite-l acolo, în odăițe, a venit. Bine, data de... Să ne ferim de cei care știu. Ne-a invitat apoi să-l așteptăm, că poate să vină în orice clipă, ne-a invitat să ne uităm la semne și ne-a spus să veghem. Și cu asta s-a terminat cu curiozitatea. Dacă vreți, aveți câte un mesaj pentru cei care ne urmăresc. Dacă se începe la fix, mai sunt 5 minute, deci la ora 6 PM, ora locală, ora 4 în România. Pentru cei care ne urmăresc, privind spre dumnealor, să nu fie tema aceasta și chiar vizionarea lucrărilor convenției sau chiar prezența aici, să știți că unii sunt, ne urmăresc, care vin aici, ne urmăresc pe telefoanele mobile, apropo de, mă rog, publicitatea care s-a făcut legat de aplicația care o avem la dispoziție. Da, este... Deci cum putem fructifica o astfel de temă, să nu fie doar o mărire a responsabilității și o... Și o... Este adevărat ce spuneți și celălalt audiența postului Credo TV, chiar am avut o experiență plăcută în avion. O doamnă împreună cu care călătoream s-a uitat fix, m-a urmărit cu privirea și mi-a spus, domnule, nu vă supărați, sunteți cine mă gândesc eu că sunteți? La care am spus, nu știu. Ne cunoșteam de la Credo TV. Nu ne-am întâlnit niciodată, nici nu frecventau o biserică evanghelică, doar asculta Evanghelia prin Credo TV. Deci asta a fost acum câteva zile. O misiune alaltă, miercuri. Interesant. Miercuri. Ce aș putea să spun acum în contextul acestei teme, decât să ne aducem aminte, stimați telespectatori, de ceea ce Domnul nostru Hristos, ultimele lui cuvinte apărute în Evanghelie, în Cartea Apocalips, el a spus, iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine. Iar strigătul bisericii cu care noi trebuie să ne identificăm este de fapt strigătul lui Ioan, care reprezintă speranța și așteptarea bisericii și rugăciunea ei. Vino, Doamne Iisuse! Acest dor după revenirea lui Hristos să reverbereze în sufletele noastre și să fim gata. Marele pericol în tratarea unui astfel de subiect este așa supra-intelectualizarea lui. Eu cred că un asemenea subiect trebuie să ne încălzească inima, să reaprindă dorul după Domnul. De asta cred că salutul și numele bisericii care organizează convenția Maranata, Domnul nostru vine. Iar cuvintele Domnului în așteptarea lui sunt finalul celor două pilde. Nu? Vegheați și lucrați. Vegheați și lucrați. Pentru mine, cu siguranță, va fi un timp motivațional să mă redescopăr, să-mi reaprind speranța și așteptarea reîntâlnirii cu Domnul și sper că pentru toți ascultătorii și pentru toți telespectatorii postului Credo TV. Mi-aduc aminte un verset, Luca 9:51, în care scrie Iisus, știind că îi vine ceasul să fie luat în cer, și se vorbește la a fi luat în cer, când acolo e prezentat ca om în Evanghelia după Luca, și-a întors fața hotărât spre să meargă la Ierusalim. Deci, cred că trebuie și o hotărâre a noastră în a ne îndeplini mandatul, că nu mai este mult. Vă rog, așa să spuneți ceva. Nu? Atunci totuși am rămas dator și îmi place să nu rămân dator cu ceea ce încep și promit, să facem o mică discuție
Domnul, în așteptarea mirelui și în așteptarea Domnului. Dacă sunt cumva complementare sau sunt cumva se exclud cele două și pe ce pune accent o astfel de tematică? Deci, repet, în 2006 a fost în așteptarea mirelui, acum, practic, în așteptarea Domnului. Sunt necesare amândouă și pe ce se pune accent? Pentru că vrem să folosim timpul. Dacă cumva va începe puțin mai târziu, vom mai sta de discuții. 2 minute mai avem. Din punctul meu de vedere, cele două formulări ale temei sunt sinonime. Nu, n-aș crede că s-a intenționat neapărat accentuarea vreunui detaliu când s-a spus în așteptarea mirelui sau în așteptarea Domnului. Deși, dacă vrem să descoperim nuanțe, putem. Când spunem în așteptarea mirelui, ne gândim mai degrabă la așteptarea tensionată, plină de speranță, de nerăbdare a bisericii, care este numită mireasă, nu? Așteaptă pe mirele ei. Deci dragoste și slujire. Absolut, mulțumim tare mult, absolut. Îmi cer scuze că mi se spune din regie că trebuie să încheiem. Să fiți binecuvântați. Vă dorim multă binecuvântare în slujirea și instruirea studenților și oriunde ajungeți, Maranata, să fim gata tuturor. Să urmărim lucrările Convenției a 49-a Bisericii Pentecostale Române din Statele Unite și Canada. După terminare vom mai avea despre America azi o discuție cu doi invitați.